Dunărea cu o zi înainte de deschiderea pescuitului. Încep cu aceste imagini să vă arăt că apa este foarte, foarte scăzută. Mi s-a prezentat la știri că de prin Germania ar veni ceva viitură. Băieții și-au pregătit deja locurile pentru caras și au făcut acolo ochiuri sau poteci prin iarbă. Aici pe unde se iasă cu iarba, mai rămas mie să-mi fac aici un ochi, să pot să ies. Dar să știți că este foarte scăzută apa, de curs nu curge, nu curge deloc. În schimb, dacă uitați la pietre, pietrele alea de multe ori erau acoperite cu apă. Apa venea până la baza acolo, până la baza cimentului. De obicei, lemnul la cioata aia nici nu se vedea ieșită. Vă dați seama cam cât de mult e scăzută apa. Cineva spunea că nu vine viitură, dar în fiecare an, de obicei, cam așa au fost. A venit viitură și s-a stricat tot. Totul e frumos, acum e apa perfectă. Eu am venit să-mi am aranjat bine parca, suportul pentru sonar, scaunele le-am reînnoit pentru că cele care le-am avut au fost vandalizate. Podul l-am reînnoit, că și cel vechi a fost și el vechi și vandalizat, au tras de el. Asta, suportul ăsta pentru umbrelă, să am umbră, mi-a fost aruncat în apă. Niște copii needucați, care nu au altceva cu ce să se joace, i-a plictisit telefoanele și au început să vină să facă rele pe aici. Și dacă îi prinde băieții, nana la popuneață, vă dați seama. Bărcile astea au și ele proprietari. Dacă m-ar prinde măsa și tasul în mașina lor sau în apartamentul lor. În fine, na. Dar asta ține și de educația fiecăruia în parte. Cioatele astea sunt foarte, foarte înălțate de la baza apei. Asta demonstrează faptul că apa e foarte scăzută. Sper să apuc și eu o zi, două, să dau un pic la clong, la somn, la ce o trage, că lansete de crab nu mai am. Ce să vă spun? Care, cum, la ce pescuiți când se deschide sezonul? Lăsați un comentariu. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi urmăriți videoclipurile. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Eu am venit să fac niște plumb. După aceea să-mi scot niște râme. Mi-au furat și cutia. Am avut o cutie de celuloză care vreau să bag și o gheață în ea și mi-au luat-o și pe aia. Așa. Pregătim bancheta, butelia, mânușile, matrițele, clește de tăiat, capacele de decap, recipientul în care vom turna, menghina cu care strângem matrițele, plumbul clientului și sârma, care o vom pune în loc de vârtej sau agrafă, ca să avem de ce prinde plumbul, capătul plumbului. Torn în aer liber. Acum am făcut portița asta, că veneau și făceam nevoile aici, jos. Am făcut-o ca să nu mai aibă timp să
intre să-și facă nevoile. Acum și-au făcut nevoile în barca lui omul ăla ce-i pe mal acolo. Nesimțiți. Deci, cu o zi înainte de deschiderea pescuitului, să știți că și astăzi este închis, inclusiv 7, de mâine, abia, de fapt de la ora 12 noaptea, se deschide pescuitul. Bă, hai băieți că se filmează. Iarba avem, apă avem, bărci avem, motoare avem, oare pește vom prinde noi? Vă salut, vă doresc tot binele din lume, sănătate și bețe îndoite, că fire întinse sunt.